Sute de mii de migranți au traversat anul acesta, ajung la Darien din Panama, care este extrem de periculoasă, în încercarea disperată de a ajunge în Statele Unite. Față de anul trecut, numărul migranților care au decis să treacă prin jungla a crescut cu aproape 60%. Fenomenul migrației ilegale în creștere pare să nu fie doar în Europa, ci și în Statele Unite. Ministerul Sănătății Publice din Panama a înregistrat 402.030 de persoane în tranzit prin jungla derien de la începutul anului, cu aproximativ 4.000 de sosiri zilnice din Columbia. Numărul total este cu 62% mai mare decât cel de anul trecut migranții își riscă viața pentru a ajunge să trăiască mai bine în Statele Unite prin traversarea junglei ce se întinde pe 266 de kilometri. Cifra este atât de mare încât autoritățile din Panama au deschis centre de ajutorare în mai multe puncte cheie. Ministrul Securității Publice, Juan Pino, a declarat că țara se confruntă cu o situație copleșitoare și trebuie să depună eforturi supraomenești. Jungla de Rien este cunoscută ca fiind un adevărat infern, deoarece în interiorul acesteia sunt o mulțime de pericole, precum animale sălbatice, pădure tropicală densă și amenințări din partea bandelor criminale. În urmă cu un an, cel puțin 52 de persoane și-au pierdut viața în jungla de Rien, iar autoritățile suspectează că numărul deceselor ar putea fi mai mare.